așa o simt eu. Pictura se așează pe ceva. Ca să vorbești de albastru, ce poți să vorbești? Uite, să uiți la el. Culoarea albastră, în relație cu cantitatea foarte mare de verde din jur, capătă ceva prețios, de piatră prețioasă, o sclipire. Și o face să fie proaspătă, să fie ca o mică mireasă în grădină. Eu am început să pictez cu adevărat și să desenez de la 16 ani, așa când am ajuns la școală, la Timișoara, deci nu pot să povestesc că aveam 3 ani și făceam desene minunate. Uite-te cum arată floarea de cicoare în verdele ierbii dimineața. Dumnezeu le-a rânduit în așa fel. Albul ăla creează un pasaj între albastru și complementara lui, care e galbenul. Dacă ar fi fost numai albastru și galben, era o poveste de artă fovistă, așa, dură, brutală, directă, dar vine albul.